întâi muntele de înalt, la 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 la. Coborât am și-am urcat, la 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 la, de dormare n-am scăpat, la 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 la, și cât l-am înconjurat, măi la 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 la, mai mult dor am adunat, măi la 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 la. Firei să fii dorule, la 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 la, ți-am semănat numele, la 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 la, pe toate cărările, măi la 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 la, să-l găsească mândrele, măi la 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 la. E poteca de pe culme, la 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 la, te-am legat dorule bine, la 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 la, pe acolo trece mândra, măi la 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 la, să te găsească și ea, măi la 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 la, și să suie muntele, măi la 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 la, căutându-mi urmele, măi la 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 la. La 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 la, cum se joacă în sat la mine, la 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 la, jieneasca s-o jucăm, la 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 la, cam vai de e să strigăm, la 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 la. Hai mândruță, intră-n joc, măi la 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 la, nu mai sta ca lângă foc, măi la 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 la. Intră-n joc să ne învârtim, măi la 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 la, de dragoste să vorbim, măi la 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 la. Așa jucau și bătrânii, la 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 la, lângă foc în fața stânii, la 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 la, la stângă și la izvore, la 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 la, să se stimpere de dore, la 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 la. Învârtita vai de iană, la 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 la, și mărunta din poiană, la 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 la. Ora mare din Novaci, la 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 la, și sârba din Polovraci, la 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 la. Și-am să zic cu fluiera, măi, la 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 la, să răsune padina, măi, la 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 la, oile-n puie să pască, la 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 la, ciobanii să le păzească, la 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 la, că astăzi e vremea bună, la 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 la, și e veselie stână, la 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 la. Dragii mei, două flori de cântec foarte frumoase aici la noi în studio, Mioara Raica și Marius Țugulescu, melodii frumoase, texte frumoase, linii melodice frumoase, atât cele gorjenești, ce aparțin Mioarei Raica, dar și cele păstorești ale prietenului nostru, Marius Țugulescu, care ne-a rămas dator cu povestea țolului. Da, cum vă spuneam, acel prieten Cristian de la Bacău, în discuțiile noastre, în poveștile noastre, după concursul de la Bonoare, m-a rugat să-i spun așa, să-i descriu costumul nostru ciobănesc de demult. Exact cum se purtau el, cum se purta el, cum purtau bunicii noștri și străbunici. Și am spus costum de vară și costum de iarnă. Aveau costum care îl purtau vara cu pantaloni și cu
cu țolul pe umăr și costumul de iarnă cum, cu pieptar, cu mare Ilie Dură, colegul meu, da. Și cu cioareci, cu cioareci și cu cizme. Și... Aș vrea să te rog să vorbim la telefon, să nu ținem telespectatorul, da, da. Și revenim. Și voiam să mai zic, îi crește inima lui Ilie Dură acum, dacă ne urmărește, că iată, ai amintit de el. Alo? Alo? Da. Vreau și eu cu domnișoara Ioana Anton. Da, eu sunt. Cu mine sunteți în direct. Domnișoara Ioana Anton. Da. Nina Iova din Pitești vă deranjează. Da, doamna Nina, nu ne deranjează. Nina de la Mioveni. Da, Nina de la Mioveni. Ia spuneți-ne. Domnișoara Ioana, da. Pentru că a venit sărbătorile astea, poate vinerea viitoare nu mai aveți invitat. Nu. Vă dorim să aveți în primul rând dumneavoastră cu tot platou emisiune frumoasă, distracție frumoasă, sărbători fericite. Și îi doresc foarte multă sănătate lui Marius Țugulescu și lui doamna Nioara Raica, că știu că a fost soacră mică anul trecut și a avut nuntă cu fata. Dar multe mai știți, doamna Nina. Dar bineînțeles, eu ce urmăresc, măi, domnișoara Ioana. Cum să nu urmăresc? Sunteți la zi cu tot. Așa. Da. Eu vă urmăresc și îmi place toate emisiunile. Și am și eu să dedic câteva melodii la neamurile mele și, în primul rând, lui băiatul meu, Gheorghe Ionuț Iova, din Ioveni, da. Lunora mea, Ionela Radu Ioana, lui Nelu Iova din Ioveni, lui Marin Iova din Conțăști, că e vecin cu Marica, cu Iordache, dar vine la dumneavoastră acelea. Așa, pentru mine și aici la Pitești și pentru toți rațănici de la Câmpul Lung și de la țară și aici la mine la bloc în Pitești, pentru Ilie Dumbravă, Dorinel, Jimmy și la toată lumea și sărbători fericite și numai bine și să ne auzim cu bine și să ne vedem cu bine. Asta e a doua. A treia problemă, așa. Dacă aveți pe doamna Nioara Raica și pe Marius Țugulescu ceva CD-uri frumoase au să ne dea și nouă? Astăzi nu, că n-am știut, n-am venit pregătiți. Cu mare drag o să-i lăsăm. O să-i lăsăm doamnei Ioana. Când o mai veni să ne aduce și nouă cât un CD-ul. Așa facem. Cu mare drag. Așa facem, sigur. Așa. Da, doamna Nina. Mi-ați dat pe Ilie Dură. Și ce frumos cântă. Nemaipomenit. Da. Bine. Hai, vă las cu bine și sănătate. Da. Mulțumim. Mulțumim frumos, sănătate și dumneavoastră. Marius, să revenim. Da. Și din acel moment în care prietenul meu a auzit cum purtau bătrânii noștri costumul național, mi-a spus așa: tu de mâine îți iei țolul pe umăr. Zic, ia uite, bă, cum o să-mi iau țolul pe umăr, da. Mă? Nu vezi ce costum frumos? Nu mă interesează, tu de mâine îți iei țolul pe umăr. Și l-am ascultat, am dus acasă și am spus mamei mele să-mi dai un țol. Păi ce faci tu cu el? Să-mi dai un țol că eu îl port de azi înainte la spectacol, la evenimente și unde merg. Ai, porți tu țolul pe umăr. Zic, să-mi dai țol. Și de atunci nu am lăsat o clipă țolul de pe umăr. Și bine faci și să nu-l lași niciodată, pentru că, Marius, ai o voce aparte, ai un repertoriu frumos, texte frumoase, așa cum spuneam, și merită să mergi pe acest drum mai departe. Mulțumesc frumos! Aș vrea să discutăm puțin despre repertoriu și o să vorbesc acum cu Mioara. Mioara, repertoriul tău conține mai multe cântece. Ce ne spui despre aceste cântece? Sunt cântece culese, cântece create, temele... lor. Temele sunt diversificate, deci dorul de părinți, pentru că eu am plecat. Am povestea vieții mele, aș putea să spun că acest cântec chiar m-a făcut foarte cunoscută. Cum se numește cântecul? Tată inimă de piatră, da. Știu foarte mulți dintre telespectatori. Da, l-am și filmat da. Cândva. Da, da. Deci vorbeam de acest dor de casă, pentru că am plecat de foarte mult timp de acolo, așa cum spuneai și tu mai devreme. Vâlcenii m-au adoptat, consider că și Vâlcea face parte din viața mea, din tinerețea mea, până la urmă. Și ai văzut foarte multe teme sunt despre dragoste.
Pentru că artiștii, dacă nu sunt sensibili și dacă nu iubesc, dacă nu stai bine sufletește, chiar nu poți să oferi ceea ce trebuie în această meserie, să-i spunem până la urmă. Și toate cântecele mele sunt compuse de mine. La linia melodică recunosc că am fost ajutată de dirijorii la vremea respectivă și la acest CD-ul am fost ajutată un piculeț de Aurel Blondea. Vă salut, maestre, pentru că era normal să fac imprimările cu o parte din Doina Gorjului și dirijor de acolo, de la ansamblul Doina Gorjului. Celelalte materiale cu ce orchestre le-ai imprimat? Tot cu Doina Gorjului, dirijată de regretatul Marin Ghiocel. Mai am un CD-ul cu domnul Dorel Manea. Dumnezeu să-i odihnească. Dumnezeu să-i odihnească. Cu dirijori care sunt, cu dirijori buni, cu dirijori, Foarte frumos, Mioara. Toate melodiile pe care le ai în repertoriu ți-au intrat în Fonoteca Radio? Le-ai dus? Le-ai prezentat acolo? Da, sigur că da. Am un cântec cu soacra, da? E un pic cu o temă așa mai satirică. Acela vreau să spun că n-a intrat, dar s-a bucurat de foarte mult succes. Eu și după 20 de ani de când l-am imprimat, dacă îl cânt la spectacol, se ridică toată lumea în picioare. Deci, are același succes. Da, cei dar, de la radio sunt foarte stricți, așa este. Nu are dar te bucuri de originalitate, celelalte... da, pentru... Deși conflictul dintre soacră și noră a existat de când lumea, nu e povestea vieții mele, pentru că eu am avut soacră bună, deci nu... Dar te inspiri și din... Din viața. Din viața, de toate zilele, sigur că da. Foarte frumos. Marius, despre repertoriul tău, practic despre aceste melodii, ce ne spui? Ce teme te-ai gândit tu să pui? Te-a ajutat cineva, domnul profesor? Da, domnul profesor Tădejman Bartolomei a fost cel care m-a ajutat și mi-a dăruit o mare parte din piesele de pe primul meu album. Ca și teme... Prima piesă care am învățat-o, v-am spus, Sunt Cioban din Vaideni, e o piesă care mă reprezintă pe mine. Apoi am ales teme cum ar fi Muntele, Oi, Transumanța, acel peisaj care îl vede ciobanul după ce pleacă de la stână. Am o piesă care spune Viscolito, viscolit, pragul stânii s-o albit, s-o albit și bătătura, nu se mai vede măgura. Teme cum ar fi dragostea de sat, din sat plecat, a doua piesă care am cântat-o în această seară, dragostea de mândruță care a rămas în sat. Mai ales că ciobanul pleacă. Ales, da. Bine, acum mai nou merge și la stână, că e normal. S-a asfaltat până acolo și s-a asfaltat și avem Facebook și la stână, că a dat Dumnezeu. Avem și Facebook, avem și televizor. Da, și cam astea ar fi temele pe care le-am. Printre piesele mele o să ascultăm astăzi seară și o sârbă. Nu e chiar zona mea, dar mi-am dorit-o din tot sufletul și l-am rugat pe maestru Marcel Parnica de la Doina Gorjului să-mi facă o sârbă. Maestre, vreau să fac și o sârbă, să cânt o sârbă. Cine poate să-mi facă o sârbă mai bine decât dumneavoastră? Și maestru s-a ocupat de linia melodică, iar doamna Mioara, soția dumnealui, mi-a făcut textul. Zice mama să mă însor, să-i aduc un ajutor. O să o ascultăm mai târziu. Mai târziu puțin, da. Da. Și în rest... Ei, tu cânti bine și oltănește, eu te-am auzit live. Deci, la evenimente ce bine. Să facem, da, trebuie să le cântăm pe toate, să împărtăm lumea. Gândiți să mergi cu materialul și la radio, în radio? Da, am fost la radio, am fost la comisie, am trecut de comisie, aștept un telefon să merg la înregistrări. La imprimări. Da, aștept ok-ul. Foarte bine. Ok-ul l-am primit, acum numai timp pentru imprimări să fie. Ți-ar place să colaborezi la vreo orchestră profesionistă și implicit la Vâlcea sau la Târgu Jiu sau eu știu? Da. Te gândi la acest lucru? Da, pentru
nu știu cum să mă exprim. Da, vă spun din suflet că mi-aș dori să fiu colaborator al unei orchestre profesioniste, chiar și la Vâlcea. Să sperăm că domnul director Alin Pavelescu o să aibă grijă și o să mă invite și pe mine. Da, deja a adus tineri talentați, da, la colaborare. S-a văzut și se simte că face lucruri frumoase. Și pune suflet în... Da, da. La acea orchestră. Și așa și trebuie. Trebuie să promovați tinerii talentați și... Și tinerii, dar și orchestra, și Rapsodia Vâlceană. Da, sigur că da. Nu doar anumite persoane. În momentul când ești colaborator sau angajat, ai mai mult contact cu publicul. Da. Și îți place, nu-ți place, trebuie să mergi acolo. Deci, în cazul tău acum, deci mergi numai dacă îți convine. Dar dacă ai fi angajat sau colaborator permanent, da, eu am costumul pregătit. La orice oră pot să primesc telefon. Hai că avem o recepție, hai că ți-ai luat costumul și implică o anumită responsabilitate. Deci sunt și avantaje și... Dar merită din punct de vedere vocal. Mioara, o să cântăm din nou alte două melodii. Cu drag, pentru toată lumea. Vrei să le dedici tuturor argeșenilor și tuturor iubitorilor de folclor ce ne urmăresc și ne-au lăsat mesaje aici pe internet, pe Facebook. Mioara Raica, dragii mei. Veneicuța cu mustață, multe mândre mi-l răsfață, să-l răsfețe mult și bine, nu-l răsfăța ca mine. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, a nebunit și pe mine, de nu mai pot fără tine. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, a nebunit și pe mine, da-s fericită cu tine. Jurăminte neică-n față, jurăminte pe mustață, jurăminte neică-n față, cine te pupă pe mustață. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, a nebunit și pe mine, de nu mai pot fără tine. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, a nebunit și pe mine, da-s fericită cu tine. Bărbatul cu mustață știe cum să strângă în brață, că te privește duios și te minte și frumos. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, m-a nebunit și pe mine, de nu mai pot fără tine. Au neică mustața ta, a nebunit lumea, m-a nebunit și pe mine, da-s fericită cu tine. Ți-am luat bărbatul, ai umplulele dosatul, că eu ți-am luat bărbatul. De ce vorbești cu păcat, că eu lele nu l-am luat? De nu-l lăsai singur el, și acum erai cu el, mă. De ce vorbești cu păcat, că eu lele nu l-am luat?
el nu-l lăsai singur el, și acum erai cu el, mă. Spusă în lume, câinii nu pleacă de bine și nu pleacă de nebuni, dacă au stăpânii buni. Nu pleacă de bucătură și pleacă de zburătură. Pleacă atunci când e greu și are stăpân rău, mă. Și nu pleacă de nebuni, dacă au stăpânii buni. Pleacă atunci când e greu și are stăpânul rău, mă. Cu cine ți-a plăcut, ai umblat pe unde-ai vrut, grijă de el n-ai avut. Geaba te mai plângi la lume, că nu-l mai vezi lângă tine. Geaba te mai uiți în urmă, că nu-și norocul din mână. N-ai știut să-l prețuiești, degeaba te mai căiești. Acum sorul e al meu, că așa a vrut Dumnezeu, mă.